Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Discutăm astăzi despre problema deșeurilor la nivelul județului Hunedoara, o problemă care nu este doar aici la noi, ci o găsim în foarte multe dintre județele țării. În unele zone chiar problema este mult mai complicată decât ceea ce se întâmplă la noi, însă este firesc să ne dorim cu toții un sistem mult mai bine pus la punct, să ne dorim cu toții să și contribuim la acest lucru, pentru că fiecare dintre noi poate să depună în mod selectiv deșeurile, chiar dacă vecinul nu o face. Putem fi un exemplu în ceea ce privește depunerea deșeurilor. Bineînțeles, mai apoi firma care se ocupă de tot ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor ar trebui să facă așa, ca la carte, acest serviciu. Dacă se întâmplă sau nu acest lucru și care este situația în celelalte zone din județul Hunedoara, în afară de Valea Jiului, acolo unde avem un operator stabil de ceva timp. Însă, după cum bine știți, în toate celelalte zone din județul Hunedoara, operatorul încă nu este cu un contract fix și pe termen mai lung. Încercăm să aflăm și noi astăzi care este situația din acest punct de vedere, dacă se va scumpi sau nu acest serviciu în perioada următoare și multe alte noutăți le vom afla astăzi de la invitatul meu, domnul Dan Stoian, directorul executiv al ADI Deșeuri Hunedoara, ca să o spunem așa pe scurt, pentru că altfel ar fi o denumire mult prea lungă. Bună ziua, bine ați revenit! Română, mulțumesc de invitație, cu drag! Sunt multe în continuare problemele în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și, cum spuneam puțin mai devreme, nu doar în județul Hunedoara, ci la nivel național încă suntem deficitari din foarte multe puncte de vedere. Probabil pleacă așa treptat vina de la cetățean, instituții, uneori primării, chiar și operatori în anumite situații. În județul Hunedoara s-au mai liniștit apele, să spunem, din acest punct de vedere, s-au mai conștientizat oamenii, populația, chiar și instituțiile care se ocupă de acest domeniu extrem de dificil, deși pare unul în care toată lumea are foarte mult de câștigat și firmele care se ocupă, nu, de gestionarea deșeurilor din exterior par a fi unele dintre cele mai bogate, nu? Da. Întâi nu mă pot abține, trebuie să încep cu o remarcă și să vă felicit că sunteți prim moderator la emisiune pe unde merg care exprimă corect sistemul de management. Da, într-adevăr, noi suntem cei care depunem cetățeanul. Pentru că peste tot spune operatorul nu depune selectiv. Nu, da, este fals. Ați punctat foarte bine, noi suntem cei care trebuie să depunem selectiv pentru ca operatorul să poată colecta exact ceea ce găsește în sistemul de colectare și categoric, dacă noi depunem corect, și el va colecta corect. Lucru care este destul de greu de făcut la momentul actual și de dificil. Și ne întrebăm, firesc, oare de ce este atât de dificil? Pentru că în teorie și pe hârtie lucrurile par a funcționa sau ar trebui să funcționeze foarte bine. Pentru că încă nu este un mecanism intrat în reflexul nostru ca atunci când intrăm în contact cu deșeurile să știm și să mergem până la capăt cu depunerea lor într-un mod corect, depunere selectivă, astfel încât să putem să creștem gradul de reciclare, că de fapt asta este tema acestui sistem, să creștem cât mai mult reciclarea, să avem cât mai puțin deșeu care ajunge pe celula ecologică, practic să intrăm în ceea ce înseamnă economia circulară și un deșeu care este perceput ca atare, la un moment dat să ajungă ca o materie primă pentru o anumită industrie sau pentru un anumit alt produs. Pe de altă parte, la Hunedoara lucrurile sunt, la momentul actual, în județul Hunedoara, lucruri liniștite. Noi suntem în continuare unul din puținele județe care avem un sistem funcțional. Asta însemnând că avem operatori în toate zonele, sistemul funcționează de la momentul colectării până la momentul eliminării, fie prin sortare, valorificare a reciclabilului, fie prin depunerea în celula ecologică, care înseamnă practic ultimul pas care îl faci în acest lanț de la depunere, colectare până la transferul și depunerea în celula ecologică. Acum, sigur că dacă o luăm pe bucăți și pe fiecare lucru în parte, este de explicat cum stăm.
A spus că la Valea Jiului avem un contract stabil. Da, la Valea Jiului avem un contract care se derulează de, este al 6-lea an și mai este contractul pe încă 2 ani, 8 ani de zile, după care va trebui să avem o altă licitație pentru că mandatul actualului operator se încheie. Asta înseamnă că undeva la în partea a doua anului viitor noi va trebui să ne apucăm deja să scriem documentele pentru o nouă licitație, pentru că, vedeți bine, am ajuns ca licitația să întindă pe un an, un an și jumătate și să n-ajung să o finalizez. Și ca să nu rămâi fără operator și să nu ajungi în situația în care n-are cine să-ți colecteze deșeurile pentru că operatorul actual termină contractul, iar cel nou n-a apucat să intre, va trebui să începem cu cel puțin un an, un an și jumătate înainte să scriem documentele. Parcursul lor până ajung la licitație e destul de de durată, pentru că el documentațiile sunt scrise, apoi sunt aprobate de, se pune în transparență, sunt aprobate de OAT-uri, sau hotărâri de Consiliul Local, se merge în AGA, se aprobă documentația, apoi documentația se ridică în SEAP. În ceea ce privește o licitație cu pe oricare din zone. Restul zonelor din județul Hunedoara, aici unde există un contract este exact pe ce vă spun acum, se întâmplă și în celelalte trei zone, da. La ora actuală pe zone, deci pe Valea Jiului și aici a durat stabil, foarte mult această licitație și durat în continuare. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că documentele au fost depuse, există toate formele legale până la urmă de a organiza această licitație, doar că ea nu se mai întâmplă. De ce? Ba se întâmplă, dar se întâmplă într-un alt ritm și într-un alt registru. Da, pentru zonele 1, 2 și 3, după cum bine știți, în urmă cu aproape 2 ani de zile, operatorul a fost ni s-a revizuit contractul operatorului de dinainte pentru niște încălcări majore ale contractului și niște clauze foarte bine fundamentate care au dus la o reziliere de contract care sigur că nu e o treabă comodă, pentru că în loc să ai un operator care să ducă contractul până la capăt, la nici jumătatea exercițiului te trezești că trebuie să faci din nou demersurile pentru un nou operator. La zonele 1, 2 și 3, în primul rând sunt niște modificări față de forma actuală. În forma actuală, noi avem trei contracte intermediare pe zonele 1, Brat, 2, Hațec, 3, Centru, în care operatorul, în perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire de 4 luni, dar suntem deja la a doua prelungire, va opera în condițiile actuale, când avem mecanismul de plată numit taxă, adică cetățeanul plătește la primărie, primăria plătește la operator pe cantitățile cântărite din fiecare oată în parte, și în paralel am ridicat în țeap o nouă licitație. Prima licitație a fost închisă fără a declara un câștigător, pentru că cele două oferte au fost de ofertanți, în final nu au fost conforme cu ce am cerut noi. Atunci comisia, împreună cu experții, cu cei care au decis acest lucru, au constatat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a încheia un contract în cerințele puse de noi. Și atunci am refăcut licitația. Sigur că între timp a trecut aproape un an, mai bine de un an de când la prima licitație am venit cu completările cerute în primul rând de lege, care între timp s-au modificat, și am ridicat în SEAP din nou o altă licitație. A fost o licitare atât de mare, atât de dificil de îndeplinit într-o perioadă mai scurtă de timp, decât, pentru că spuneați că după un an, iată, iarăși... Nu, modificări n-au fost esențiale. Adică au fost modificări, în primul că a apărut ordonanța 640, a apărut această modificare care și pe partea de CMID se întâmplă cu facturare separată pentru fiecare operațiune în parte, dar nu sunt generatoare de costuri, dar trebuie să te aliniezi în absolut tot ce înseamnă legislație. Licitația este ridicată în SEAP, deci ea și-a parcurs etapele cu aprobare până în AGA asociației, în adunarea generală a asociației, după care noi am ridicat în SEAP. În SEAP au început clarificări. Toți cei care doresc sau își manifestă oarecum intenția de a participa cu o ofertă viitoare, sigur că au început să pună clarificări, să pună întrebări de clarificare. Sunt multe firme care și-au arătat interesul de a participa la această licitație? Sunt. Cred că vor fi mai mult decât la prima licitație, după cum se arată interesul. Și atunci interesul a fost mai mare și în final au fost doar două firme care au depus o ofertă scrisă. Noi inițial am avut data de 15 august, am ajuns la 15 septembrie, acum suntem la 15 octombrie, termen, am tot decalat termenul de depunere a ofertelor. Probabil că și acest termen va fi decalat, pentru că
Între timp a apărut o solicitare din partea unui operator. El a venit cu niște cerințe care practic ar anula foarte multe lucruri pe care noi le-am pus în caietul de sarcini și care au trecut de organismele abilitate ale statului, de Agenția Națională a Achizițiilor Publice, de alte filtre și care au fost de acord cu ce am scris. Noi, sigur că operatorul vrea niște modificări. Au ajuns să ne conteste, suntem deja la Curtea de Apel de la Alba cu aceste modificări, pentru că noi ne-am menținut punctul de vedere, ei ne-au... Iar aceste modificări au fost aprobate, spuneați, de organismele mult nu. Mai... Ce am făcut noi, caietele au fost aprobate de toate organismele normale care te duc în licitație, dar ce dorește acest operator ar însemna, el prima dată a cerut anularea licitației, să rescriem caietele de sarcini cu observațiile lor. Sigur că n-au primit această aprobare CNSC-ul, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, n-a fost de acord. Ni se pot impune niște modificări, care până la urmă pot fi normale, niște remedieri, dar nu mai mult. Ei n-au fost de acord cu soluția, ne-au dat în judecată la Curtea de Apel de la Alba, deci a intrat pe instanțele civile. Și practic în acest moment licitația este în stand-by. Este în stand-by. Deci nu se întâmplă nimic. Nu va fi un răspuns concret din partea CNSC-ului. Am avut judecata ieri, cred că a fost, da, ieri a fost judecata la Curtea de Apel de la Alba, a rămas în pronunțare și vom vedea dacă curtea menține poziția noastră, atunci nu mai sunt alte modificări și o să stabilim termenul final de depunere a ofertelor. Dacă justiția spune că în parte trebuie să facem remedieri, sigur vom face remedierile care ni se solicită, iar dacă din nou justiția spune că trebuie să rescriem totul, să modificăm, atunci vom face ce spune justiția. Repet, noi în schimb, noi însemnând comisia noastră de licitație, avem doi experți cooptați pe problemele de parte de tehnică și legal, de asemenea avem casa de avocatură care lucrăm și care tot timpul este filtrul nostru de legalitate și de... Este și firesc să se întâmple categoric, la un astfel de nivel și cu atât de multe firme cu care... Fără discuție și gândiți-vă că contractul pentru zonele 1, 2 și 3, o zonă care va fi unificată, o zonă mare, e un contract estimat pe 10 ani, are o valoare de un operator pentru următorii 10 ani. Pe cele două zone, cele trei zone. Valea Jiului? Da, vom avea doi operatori. Uh-huh. Unul pentru Valea Jiului, care este în contract și mai are 2 ani de zile și vom vedea viitoarea licitație și să sperăm că ajungem cât mai repede la un operator pentru zonele 1, 2, 3 unificate într-o singură zonă, un contract pe 10 ani, o valoare de cred că undeva la 100 de milioane de euro, dar și investițiile viitoare ale operatorului vor fi de minim 10, de cam de 12 milioane de euro. Mă rog, sunt cifre modogroso. Ne bucurăm auzul acestor sume, însă automat ne gândim că și factura pe care cetățeanul o va plăti la aceste investiții pe care operatorul urmează să le facă, probabil obligat și în contract. Obligații contractuale, sigur, ne vom modifica. De exemplu, vrem ca mediul rural și rezidențial să scoatem sacul galben și albastru, să introducem pubela galbenă și albastră, pentru că e mult mai safe să depui în pubele, deși există reversul medalii, când sacul galben și albastru măcar vezi ce găsești. Exact. În pubelă și va fi altă problemă. Și pare că funcționează foarte bine acest sistem. Sistemul funcționează foarte bine pentru reciclabil, numai că după introducerea SGR-ului nu prea mai avem ce recicla. Ceva hârtie, carton și niște plastic, pentru că tot care este plasticul bun și dozele de aluminiu și sticla care merge pe returo se duc deja în altă zonă și nu mai fac parte din sistemul nostru de management. Noi suntem vizibil afectați, iar procentul de reciclare la nivelul nostru al smidurilor a scăzut foarte mult. Sigur că la nivelul întregii țări se raportează de către Ministerul Mediului și de către firma Returo care gestionează sistemul ăsta de garantare returnare SGR-ul, vin cu niște cifre mai mult decât îmbucurătoare. Eu sper să fie și reale. Aici am eu niște semne de întrebare, dar e clar că până la urmă ăsta va fi trendul și atunci noi va trebui să ne mulțumim în sistemul de management cu cele patru fracții care le avem și să putem să diminuăm cât mai mult reciclabilul, să mergem pe menajerul, să mergem pe reciclabil, plus că există niște obligații contractuale legale pe care noi va trebui să le facem contractuale și anume să introducem biodegradabilul, deșeul biodegradabil. Maro, e o pubelă maro care va trebui să despre fie care tot discutăm de ceva timp, doar că și, da,
nu le regăsim aceste pupele. Din păcate, noi la nivelul județului Hunedoara puteam să introducem doar pe Valea Jiului, că acolo e un contract stabil și acolo poți să vii cu investiții. Se întâmplă asta în Valea Jiului? Acolo cred că în această perioadă vorbim și despre anumite insule ecologice, nu? Vorbim peste tot în județ și putem aborda și subiectul, e un subiect oarecum separat. Doar în Valea Jiului am putea să introducem biodegradabilul, dar biodegradabilul introducere înseamnă un pubelă de altă culoare, pubela maro, care va fi de aproape la 60 de litri, pentru că deșeul biodegradabil care în urma discuțiilor avute la ANRSC, Autoritatea de Reglementare a Serviciilor, în nou regulament cadru și nou contract care acum este în dezbatere publică, se discută, nu se vor mai numi deșeuri biodegradabile, ci se vor numi biodeșeuri. Aceste biodeșeuri vor fi, de fapt, deșeul menajer din pubela neagră se splitează în două, deșeul menajer și deșeul biodegradabil, categorii. Iar treaba asta este valabilă doar pentru mediul rezident, nu pentru mediul plurifamilial, unde va trebui să apară adică zonele de blocuri. De blocuri. Pentru că în mediul rezidențial și mediul rural nu distând de biodeșeuri, că acolo la începutul săptămânii s-au împărțit compostoarele. Și acolo populația este obligată să-și ducă în grădină, să-și valorifice biodeșeul. Se întâmplă în realitate acest lucru? Acum se pot întâmpla pe anumite locuri și nu știu câte gospodării mai au acele compostare pe care le-am dat în sistem la început în urmă cu 5-6 ani de zile. Dar altfel, da, de regulă să știți că dacă te duci pe mediul rezidențial sau rural, nu prea găsești biodeșoc. Sigur, e greu de crezut că omul se duce și depune în pubela neagră resturile de alimente care pot fi aruncate fie la animale, fie duse în curte, în grădină și care cu timpul se transformă într-un îngrășământ. Și de asemenea, o provocare foarte mare și sunt discuții foarte mari și aici vor fi, sigur, costuri suplimentare la fiecare introducere de nou produs de colectat înseamnă infrastructură, înseamnă mașini separate, înseamnă trasee separate, înseamnă costuri separate. Practic, dacă am fi introdus biodeșeul, colectarea lui, cred că la ora actuală tarifele, nu știu dacă se dublau, dar oricum 50% erau crescute. De la 1 ianuarie a apărut din nou o modificare legislativă, o temă legislativă de aplicat și anume deșeul din textile. O mare problemă pe care o avem și în județul Hunedoara și în Valea Jiului, în mod special, acolo unde discutam la un moment dat și cu cei de la Garda de Mediu, sunt foarte multe, sau mă rog, există unele firme care aduc, importă astfel de materiale textile, care de fapt sunt deșeuri. Sunt deșeuri, exact. Da, dar și această fracție de deșeu textil presupune puncte de colectare, presupune capacități de colectare. Ori investițiile astea trebuie făcute de cine? De operator. Dar operator le face în momentul în care are și un tarif pentru așa ceva. Tariful ăla vine adăugat la tariful actual. Mi s-a mai pus întrebarea asta și mi se pune și se discută dacă tarifele se măresc. Sigur că se măresc. Și se vor mări continuu, pentru că pe lângă serviciile și utilitățile și factura lunară care s-a mărit salariul minim, da? Care trebuie modificare legislativă, trebuie aplicată, apar, iată, produse noi, sistemul de management al deșeurilor în toată țara, și sigur la Hunedoara e aceeași temă, este pentru 4 fracții. Menajer, hârtie, carton, plastic, doze și sticlă. Vine a 5-a fracție care înseamnă biodeșeu, vine a 6-a care înseamnă textilul. Dar nomenclatorul de deșeuri are, nu știu, 27 de componente. Electric, periculos, demolări din construcții, voluminoase, periculoase, sanitare. Care în prezent le regăsim, din păcate, în foarte de multe... De multe ori regăsim în SMID și n-au ce căuta acolo. Și în SMID și mă refeream aici că nu sunt... Mai sunt cei drept oameni care le depozitează și lângă pubelele pe care le avem în prezent. Mai vedem saci cu moloz, vedem câte un aragaz, chiar dacă nu este în acea perioadă campanie de ridicare a acestor deșeuri. Le regăsim și la marginea orașelor, a unor sate, unde au descoperit oamenii că acolo pot să își facă ei așa propria groapă de gunoi. Da. Atenție! În sistemul de management sunt acceptate și există reglementat adunarea deșeurilor, colectarea deșeurilor voluminoase. Cele din demolări și construcții nu sunt reglementate și nu fac obiectul SMID-ului.
Cele din demolări și construcții sunt apanajul OAT-urilor. Cele voluminoase sunt apanajul nostru al SMID-ului în campanii trimestriale care sunt gratuite pentru fiecare OAT în parte. Gratuit înseamnă că se stabilește o zi când pe OAT-ul respectiv merge și toată lumea la platformele plurifamiliare de regulă poate să-și ducă deșeuri voluminoase, mobilă, ceva de genul ăsta, că aici sunt, nu vorbim de aparatură casnică, electrică, care nu are ce căuta. Sunt alte campanii sunt care alte campanii și ale altor într-un alt sistem de colectare a lor, cu alte operatori autorizați. Și atunci s-a constatat după primele, și suntem deja în al cincilea an de operare în sistemul actual, că degeaba te duci și faci o campanie și a doua zi, a treia zi, a cincea zi, în același loc găsești din nou deșeuri voluminate. Nu sunt suficient de bine informați acești cetățeni sau de ce se întâmplă? Nu, cred că sunt interesați să respecte graficul pe care, și poate că este și destul de rar odată la trei luni să iei aceste deșeuri, dar nici nu poți, pentru că asta este o extra activitate pentru operatorii, iar operatorul trebuie să-și pregătească un loc unde cumva să valorifice. Dacă ai mobilă, sigur, trebuie să iei niște oameni care să te dezmembreze, să o transformi în foc, în lemne pentru foc. Alea fie le donezi, fie le fie, deci sunt niște obligații care trebuie să le deplinești. E, ca să putem rezolva această problemă și orașele să nu fie inundate, mai ales la platformele plurifamiliale de aceste deșeuri voluminoase care, sigur, că odată îți ocupă platforma, îți încurcă operarea zilnică, împreună cu primarii, cu OAT-urile, am decis că operatorul poate, și avem sub contractat, să ia aceste deșeuri la cerere, fie la cererea OAT-urilor, și atunci primăria îl cheamă, ridică și plătește primăria, fie la cererea persoanelor fizice, societăților comerciale, instituții care vor să se debaraseze de anumite produse, cheamă operatorul, operatorul vine, ia, facturează și cetățeanul sau firma respectivă plătește. Deci și acest aspect este oarecum rezolvabil. Ce nu este rezolvat încă este partea de demolări și construcții, unde ne confruntăm cu volume mari de materiale care nu pot intra nici pe stația de sortare departe de așa ceva sau să fie duse în altă parte. Mai avem o problemă foarte mare pe care primăriile au început să o înțeleagă și eu cred că trebuie să înțeleagă toată lumea, aceste deșeuri abandonate. Vedeți că se fac tot felul de campanii de colectare. Una chiar s-a normal, încheiat recent, cea bun, mare curățenie, da, în ziua în națională România, autointitulată, și mă rog, e fiecare cu treaba lui. Dar să știți că astea nu sunt niște lucruri benefice. Eu cred că, în primul rând, noi încurajăm abandonul prin aceste campanii, abandonul deșeurilor. Abandonez că vine altul și curăță în locul meu. Mai mult, deșeurile abandonate sunt deșeurile OAT-urilor. Adică proprietar, nu, în momentul în care tu ai deșeuri abandonate în OAT-ul tău, sunt ale tale, ale OAT-ului. Adică primaria trebuie să-și gestioneze, sigur, poate să amplaseze anumite camere de supraveghere video, lucruri pe care le-au făcut unii dintre ei și chiar au aplicat și sancțiuni. Și sancțiuni, sigur, dacă ai găsit cel care a generat acest deșeu abandonat, sigur că te îndrepți împotriva lui, OAT-ul are toate pârghile de la poliție locală, alte organisme. Dar vine întrebarea firească, oare acești oameni ar mai depozita așa haotic oriunde? Dacă ar fi și amendați. Dacă ar fi, nu, dacă ar exista platforme special amenajate și pentru deșeurile din construcții și pentru celelalte materiale care nu sunt ridicate în prezent de către operator. Dacă aceste platforme ar exista, mi-e greu să cred că ar mai fi atât de mulți hunedoreni care ar arunca oriunde deșeurile. O să vedeți că sunt în faza de investiții centrele de apel voluntar, CAV-urile, și o să vedem ce se va întâmpla cu ele. E un subiect care, dacă vreți, îl abordăm. Pentru moment, lucrurile spun așa. Deșeul abandonat este deșeul OAT-ului. OAT-ul trebuie să plătească pentru eliminarea, colectarea și eliminarea lui. De-aia mă refer la deșeurile abandonate prin păduri, pe marginea drumului, temir pe unde. Ori asta nu poți să mai spui că cetățeanul n-are unde să depună deșeul când el se duce la grătar în pădure și acolo când pleacă... Încărcat cu vreo 20 de kilograme de bagaje și înapoi când pleacă, le sunt bagaje, 2 kilograme nu mai poate să coboare. Rămân aici acolo. Deci ăla este deșeul abandonat. Fiecăruia. Corect. Și asta nu înseamnă că tu nu ești organizat. Noi avem platforme, fiecare oate are
zeci de platforme pregătite pentru așa ceva. Sunt cunoscute. Nu există nicio asociație de blocuri unde să nu existe platforme plurifamiliale. Ce se întâmplă pe ele ține tot de noi, de modul cum depunem ca operatorul să poată colecta cât mai bine. Am mai explicat acel fenomen care pare că toată lumea ia la grămadă, indiferent cum pui. Uh-huh. Nu ia la grămadă. Dar dacă operatorul merge și în containerul galben, unde ar trebui să ai plastic și doze, sau un container albastru, unde ar trebui să ai hârtie și carton, el găsește 2, 3, 5 pungi de menajer, deșeul ăla este un deșeu infectat, se transformă în deșeu menajer. Și atunci tu o să vezi că operatorul vine și încarcă lângă deșeul din puveala neagră sau containerul negru și cel galben. Și spune, uite-te, ăsta ia la grămadă. Nu le ia la grămadă, le ia un deșeu infestat. Dar mai există acum... și o altă problemă și am văzut în Deva cel puțin unele platforme în care lipsește puveala neagră, lipsește poate cea galbenă, unele dintre ele este sunt adevărat. Rupte, sunt este afectate adevărat. Și atunci cetățeanul e firesc să depună acel da, sac. Este adevărat, dar și asta este dintre celelalte pubele. Este o sarcină a OAT-urilor, pentru că noi la începutul sistemului am dat către OAT-uri un număr de 60-80 de mii necesarul pentru început. Uh-huh. Sigur că în contract cu operatorul noi avem prevăzut că acolo unde sunt deteriorate din vina operatorului, operatorul are la dispoziție 48 de ore să înlocuiască. Trebuie să fim corect, să recunoaștem că nu se întâmplă efectiv așa. Asta vă întreb, cine stabilește vina? Că asta înseamnă că trebuie să ai și dovezi că a fost primăria, cetățeanul sau a fost da, operatorul. Primăria te solicită, spune operatorul, mare parte a răspuns la solicitări, dar uite, la momentul actual ne confruntăm cu un fenomen care nu este numai la Hunedoara, este general în toată țara, acest fenomen al căutătorilor de deșeuri reciclabile care pot fi duse în seghere și care au ajuns să devasteze platformele plurifamiliare familiale, efectiv decupând containerele sau clopotele verzi ca să poată intra în ele să recicleze. Ok, nu putem să ne punem cu tot sistemul. E vorba de ministrul mediului, mai perioada trecută a anunțat că la ora asta sunt peste 6.000 de căutători, 6.000 de oameni, nu știu cum i-a numărat el, dar e treaba lui, 6.000 de oameni care se ocupă cu acest lucru. Asta arată că deja este un fenomen de masă. Nu fi 6.000, fi 7.000 sau fi 5.000. Arată că este un fenomen de masă. Da, și până la urmă, cred că fiecare dintre noi au văzut cel puțin o dată astfel de oameni care erau care caută, în... Da. Și care, acele, pubele și căutau. Asta e soarta, așa se reușește să trăiască. Da. Dar astea duc la distrugerea platformelor. Este știut faptul că platformele ar fi trebuit să fie conectate la apă, la canalizare, să aibă camere de monitorizare, primăria să poată să supravegheze. Asupra primăriilor. Da, sunt sarcine, sigur că nu s-a întâmplat și asta înseamnă costuri, fiecare când ajungi la costuri, fiecare o spune dar n-am bani. Păi bun, nici eu nu avem bani, dar atunci e foarte simplu să ducem tot în sarcina operatorului. Așadar, acolo unde nu există toate pubelele, cetățenii sau reprezentanții asociațiilor de proprietari ar putea să facă o solicitare către primărie. Da, și primăria ne trimite solicitarea către noi ca să o trimitem către operator și este un cerc vicios. Operatorul, mai ales în situația în care avem 3 zone cu contracte intermediare, prin contract noi le-am impus să vină cu o completare de pubele și containere pe care operatorul a realizat-o, dar noi ne dăm seama că și vedem din solicitările primărilor că sunt mult depășite cererile față de ce am putut onora. Pentru că haideți să explicăm și de ce nu face operatorul actual din această zonă investiții în aceste pubele acum. N-are cum să facă, pentru că contractele temporare sunt contracte pe maxim un an de zile cu clauză suspensivă că în condițiile în care vom închide licitația el va pleca. Va pleca chiar mai înainte cu un preaviz rezonabil. Dar pentru licitația viitoare, v-am spus, sunt investiții peste 12 milioane de euro numai în containere și pubele. Când o să ai un contract la lung, e simplu de operat, de făcut aceste investiții. Acum, știți cum? Noi avem o temă dată operatorului și nu ne vom dezice de ea. În sensul că deșeul nu trebuie să rămână pe platformă, indiferent cum este. V-am spus că reciclabilul a scăzut foarte mult. Deci suntem în situația în care aveam un procent de 10-12% reciclare la nivelul județului, care era un procent normal în România. La ora actuală cred că suntem sub 3%. Pentru atât de că, mult a scăzut bineînțeles, pentru că tot plasticul, acestui... sticla și dozele au dispărut. Ce a rămas? Hârtia. Iar hârtia, vedeți, nici hârtie nu se mai depune atât de mult și carton și mai sunt plasticele, folia de plastic care este foarte greu vandabilă și foarte greu valorificăm și mai este acel plastic
plastic rezultat din lădițe, cutii de detergent, plastice, care și astea își găsesc o reciclare oarecum restrânsă. Sunt puțini reciclatori. Și stăm în stocuri la Petroșani, la Brad, unde avem stația de sortare, transfer, la centrul de management de la Bârcea Mare. Cred că avem câteva sute de tone de deșeuri reciclate care stăm pe stoc pentru că nu avem unde să le valorificăm. Iar treaba asta este la nivel național, iar Hunedoara, pentru că și un județ în care populația a scăzut, cantitățile mai sunt atât de mari, vreau să spun că sunt județe, nu vă dau exemplu, Iașu sau Brașov sau de București, nu vorbim că acolo sistemul este altul, unde sunt mii de tone pe stoc. Doljo, Cluj au mii de tone de reciclare pe stoc care nu poate fi valorificat, pentru că nu mai are cine să-l valorifice. Atâta timp cât tu, statul român, Ministerul Mediului, prin Returo, prin Seghere, ai făcut alte centre de valorificare, sunt 6 fabrici de reciclare în România, mai fac vreo 2-3 și duc acei reciclabili care sunt în Seghere, păi reciclatorii cei dinainte nu mai au ce recicla, că ăștia și-au făcut deja sistemul lor. Uite care avea, că spuneați că totuși mai sunt unele produse din plastic și care sunt pe stoc în cantități, spuneați, destul de mari. Sunt mii de tone. Deci ar putea să funcționeze și în varianta aceasta. Știți cum? Aceste lucruri au intrat, erau cumva la pachet cu acel reciclabil bun, adică curat, plasticul, sticla. Asta înseamnă că toate recipientele și de la detergent, ulei și așa mai departe ar trebui să fie spălate de către cetățeni înainte de a fi depozitate? Corect. Dacă ar fi corect, așa ar trebui să fie. De regulă, pentru partea de ulei nu merge, am băgat la menajer, pentru că n-ai ce să reciclezi acolo și lumea nu spală o sticlă de ulei, oricât ai spăla-o. Da, bidoanele de detergent sunt ușor, că le clătești sau și dacă rămâne praful ăla pe ele sau ce este lichid, nu este ceva, nu e ca uleiul sau uleiul de altul industrial. Problema este că noi suntem încă în faza în care suntem mulțumiți că nu rămâne deșeu de la o zi la alta. Să știți că avem platforme și mai ales la Deva, unde se ridică și de 2-3 ori pe zi deșeurile. Pentru că numărul de platforme la nivelul orașului, dacă vorbim de Deva, sunt insuficiente. Chiar am avut o întâlnire cu reprezentanții primăriei ieri și am discutat despre posibilitatea de a mări numărul de platforme. Acum, sigur că îi așteptăm finalizarea acelui proiect cu Insule Digitalizate, care este un proiect al Ministerului Mediului și care s-a adresat direct OAT-urilor. N-a trecut prin noi, prin ADI. Noi numai am... Vă încurcă și acest proiect ca SGR-ul sau vă ajută? Nu, ăsta este un proiect care probabil că va schimba un pic fața sistemului, pentru că e vorba de niște baterii de containere, baterii care sunt operate cu ajutorul unor cartele, deci acolo fiecare apartament va primi o cartelă. Fiecare apartament va primi o cartelă, dar pe zonele arondate sunt un număr de cartele gratuite primite din sistem de la minister, restul le va face primăria și dacă ai pus la o platformă plurifamilială această baterie, care este o baterie compactă cu 5 containere de 1,1 metri cubi, vei putea intra în container să deschizi doar accesând cartela și atunci asigur că în momentul ăla ar trebui să nu mai fie deșeuri abandonate, deșeuri puse pe jos. Căutătorii din gunoi nu vor mai avea acces în aceste zone. În aceste insule ecologice înseamnă că vom plăti la un moment dat și câte deșeuri generăm? Da, ăsta ar fi scopul final, dar eu... Dar mai e mult până departe, da, nu? Acum să nu ne furăm căciula, să nu venim cu sloganul plătește pentru cât arunci, pentru că, da, ele așa ar trebui, mai ales că sunt identificate, dar pe partea altă ar trebui ca și tu, operatorul, să vii cu înzestrarea asta ca să poți să citești de unde ridici, cum este o problemă mai complicată. Eu nu vreau să fiu gică contra și să zic nu se poate, că noi avem temă să introducem, e în OG74, reglementarea de plătești pentru cât arunci, dar ea cred că cea mai bine va fi aplicată și e un principiu la care noi, pentru care și suntem contestați în licitație, noi o să încercăm să aplicăm pe mai greu de cântări pe bază de frecvență, pe volum, frecvență și atunci să poți să ai un sistem genul ăsta. Platformele plurifamiliale digitalizate ar trebui să schimbe aspectul. Deva, de exemplu, va avea 93 de asemenea platforme.
Astea practic înseamnă că acele clasice? În mod normal, da, dar am dispărut tot așa cu reprezentanții primării să nu le desfințeze în totalitate, pentru că de multe ori și cele vechi și care vor fi operate în continuare ne ajută ca și volum, ca și capacitate de înmagazinare a deșeurilor care se depun. Vom continua discuțiile și cu primăria Deva și cu celelalte OAT-uri. Aceste insule digitalizate sunt făcute pentru OAT-urile orașe și municipii. Județul Hunedoara, din câte bine știu, are vreo 454 de asemenea insule digitalizate. O să le găsim în tot județul, la fiecare nivel de OAT oraș. Dar asta înseamnă că și operatorii vor trebui să facă anumite investiții pentru colecteze... Nu trebuie făcută nicio investiție suplimentară. Corespunzător din aceste insule sau... Nu. Lucrurile sunt foarte simple. În mare parte, operarea va fi ca și cea de acum, adică operatorul când vine are cartelă, deschide containerul și scoate containerul de 1,1 metri cub și îl operează ca și acum, sau dacă sunt insule care trebuie ridicat pe deasupra și urmează să fie depus în mașina operatorului, operatorul actual, respectiv Supercom, are acest sistem. Mai mult, în momentul în care ministerul a pornit cu acest proiect, a cerut OAT-urilor să spună ce posibilități au de operarea acestor zone. OAT-urile s-au îndreptat către noi, noi am discutat cu operatorul și atunci am indicat ce tip de prindere, ce tip de container să fie adus, în așa fel încât operatorul să nu fie nevoit să vină cu investiții suplimentare, că orice investiție suplimentară o găsești în tarif. Și atunci nu faci decât să mărești tariful. Și am încercat să ne pliem pe ce avem și avem. Dotările sunt la standardul la care vor fi aceste insule digitalizate, în așa fel încât, repet, să putem să le operăm. Ăsta este un proiect bun și noi sperăm, dacă și OAT-urile vor înțelege că platformele pe care le pun trebuie monitorizate, trebuie supravegheate, va fi bine. Dacă nu vor înțelege treaba asta, nu vor fi amplasate corespunzătorul, este doar atributul primăriilor. Unde le pun, cum le pun, cum le așează, cum sunt suprafețele betonate, mie mi-e tare frică că vom ajunge să le avem vandalizate într-o perioadă destul de scurtă, pentru că, mă rog, avem argumentele noastre și inclusiv dotarea tehnică este destul de atrăgătoare la nivelul acestor insule. Da, și dacă nu sunt monitorizate... Se întâmplă și avem experiență întâmpla, și anterioară. Spuneați despre aceste insule că sunteți încântat că ele vor, da, eu sunt vor fi amplasate. Al ministerului și în ceea okay. ce privește aceste centre de aport voluntar, așa, pe scurt, că mai avem, cred că, vreo 7 minute în această emisiune. Centrele de aport voluntar sunt tot așa un proiect care nu face parte din SMIZ, este un proiect pe care Ministerul Mediului l-a accesat direct, tot cu OAT-urile, cine a vrut să acceseze. Aici a fost și pentru mediul urban și mediul rural. Cavurile, aceste centre de aport voluntar scurtat cavuri, sunt de două tipuri, cavuri mici și cavuri mari. Cavurile mari sunt în număr de 17 pentru orașele care au peste 180.000 de locuitori. Acolo au fost investiții de peste 5 milioane de euro date de către Ministerul Mediului, la cavurile mici investiții de 500.000 de euro. Județul Hunedoara, suntem pe cavuri numai mici. Numai pe cavuri mici, da. Problema este, eu cred că aici, mă rog, multe sunt de discutat și o să vedem cum se va opera. Pentru că ce se întâmplă? Acest centru de aport voluntar este atributul primăriei să-l gestioneze, să-l construiască. Și la Deva este construit undeva pe depozitelor și la Petroșani și la Hunedoara sunt acestea aproape de a fi operaționale. El înseamnă că ai o suprafață betonată care este împrejmuită, care este păzită, care are niște rampe de descărcare, iar pe rampele astea, în fiecare parte, sunt containere de 28 de metri cubi în care cetățeanul vine și prin aport voluntar și gratuit își depune deșeurile de care nu are nevoie. Ce se întâmplă de acolo încolo cu aceste deșeuri? Asta e întrebarea. Problema este că aceste deșeuri vor trebui, devin deja proprietatea OAT-ului, da? Sunt și proprietate cumva, adică nu, sunt primite gratuit, că de asta e aport voluntar. Păi ei vor putea valorifica din aceste cavuri, pentru pe relația noastră cu SMIT-ul, doar cele care sunt cunoscute, da? Menajer, plastic, hârtie, sticlă, biodeșeu și în viitor textilele. Da, ce faci cu DCD-urile, ce faci cu voluminoasele, ce faci cu electricele? Și atunci OAT-ul va fi
va avea sarcina să execute. Avem un container numai cu electrice. Trebuie să depistezi operatorii de electrice care valorifică să vină să ți le ia de acolo. Bun, asta înseamnă că toți primarii s-ar putea uni în acest proiect. Primarii care au accesat un astfel de proiect pentru CAV-uri și probabil că ar fi mult mai ușor și benefic și pentru firma respectivă care poate asta n-ar fi o problemă, că până la urmă dacă și sunt cunoscute firmele, că există autorizări, garda de mediu poate furniza la orice moment situația fiecarei firme, ei mai trebuie să ia legătura cu ei să spună în ziua de vii și îți asiguri din containerul de electrice să-ți iei de acolo ce vrei. Asta presupune și niște costuri, probabil, nu? Corect. Și costurile de gestionare de operare ale primăriei. Adică oamenii. Deocată ale primăriei, că primăria de unde și-a banii ca să funcționeze aici rămâne de văzut, pentru că acest centru de aport voluntar, cum se numește, înseamnă că tu vii și depui gratuit acolo. Bun, până aici și de acolo încolo? Primăria e gestionarul acestui sistem. De asta vă spun că eu nu sunt încântat de acest sistem, pentru că, de fapt, nu ai finalitatea tuturor deșeurilor care se vor aduna. Unde le duci? Cele din Smith sunt simplu. Vine operatorul de colectare, l-ai chemat, ți-a ridicat, oricum îți ridică, facturează, plătești pentru ele, le duci. Ce faci cu restul? Ce faci cu DCD-urile? Ce faci cu voluminoasele? Pentru că voluminoasele, am zis, sunt campanii, sunt la cerere, da, o să fie destui cetățeni care nu le mai scot la container sau le duc pe nu știu ce stradă. Le încarcă în remorc, în mașină, vin și le aruncă direct în containerul de la centrul de aport voluntar. Repet. Asta dacă nu vor fi monitorizate aceste centre, așa cum spuneați, dacă primăria nu va face investiții în camere de supraveghere video, dar, în, atenție, a verifica modul în care cetățenii depun acolo... Sigur, primările s-au aruncat foarte repede la acest proiect să-l ia repa, s-au gândit că ce mare afacere. Am o altă opinie față de mulți colegi din domeniul salubrizării. Eu spun că eu asum că este o păcăleală la adresa primarilor, pentru că un primar care a accesat acest sistem va avea centru de aport voluntar bun și acolo, tu la ora asta nu ai nimic. Ai un sistem de management care devine de rău, ți-am deșeurile, scapă de ele. Dar în momentul când tu vei avea acest CAV și te vei lăuda ce CAV am și câtă lume vine să-mi depună, ce fac eu? Îmi trebuie minim un om la pază, îmi trebuie minim un om la cântar, la valorificare. Ăia sunt oamenii angajați ai primăriei. Primăria acolo trebuie să facă platforma, trebuie să facă gardul, trebuie să-l monitorizeze, trebuie să aibă consume curent, să aibă apă, să spele. Sunt servicii ale primăriei. Unde le decontezi dacă totul este gratuit? La care s-au angajat deja accesând acest proiect. Absolut. Va trebui să facă chestiune funcțional. Asumată de către reprezentanții UAT-urilor. Da. Da. Să vă spun că toată lumea sunt gândată, vom avea, nu o să mai rămână deșeuri abandonate. Bun. Dar cum abandonul se transformă în CAV. Este un abandon organizat. Organizat până la urmă, da. Vom vedea. S-ar putea viitorul să mă contrazică, m-aș bucura să nu fie, să fiu mai sceptic din punctul ăsta de vedere, dar pe cele două proiecte puse la minister, proiectul cu insule digitalizate, cu siguranță este un câștig și va schimba peisajul, imaginea, CAV-urile din punctul meu de vedere nu sunt un real ajutor, dar dacă primăriile vor găsi soluția să le valorifice, sigur că la nivelul atelor va fi un câștig, pentru că nu vor mai fi deșeuri abandonate, care oricum devin deșeurile UAT-ului și UAT-ul va trebui într-o formă sau alta să le elimine și să plătească pentru ele. Suntem la final de emisiune, dar trebuie să vă mai întreb încă un lucru. Oamenii trebuie să fie foarte bine informați. Știu că ați organizat campanii de informare în județul Hunedoara în ultimii ani. Veți continua în acest mod de a-i informa corect pe cetățeni, direct de la sursă, așa cum ne place nouă să spunem. Da. Sigur că la nivel declarativ, da, ne dorim, este singurul lucru pe care percepem că ar putea să îmbunătățească sistemul. Din păcate, să știți că suntem destul de strânși ca și, vedeți, orice campanie înseamnă costuri. La ora actuală, bugetul nostru este un buget cumva de supraviețuire asigurat de către OAT-uri și de câte ori mergi să spui, aș avea nevoie de bani mai mulți, ei sunt, OAT-urile sunt reticente, pentru că nu suntem singurul ADI, este cel de apă și canal, este cel care gestionează animalele fără stăpân și atâtea și altele, Salvitalul și mai știu eu câte sunt, toate solicită bani. Drămuirea resurselor noastre pleacă de la a putea să ne asigurăm funcționarea și doi, vedeți că la ora actuală suntem supuși unui tir de
procese, de contestații, fiecare vrea ceva și, din păcate, cheltuim o grămadă de bani ca să ne apărăm, că ne apărăm noi când ne putem apăra, dar mai luăm și resurse externe și case de avocatură și așa mai departe. Dacă să vă răspund, da, avem de multe ori promovarea se poate face și fără foarte mulți bani, există promovarea online, promovarea pe site-ul nostru. Da, nu ajunge pe... toate mediile. Că este mai și asta foarte adevărat. Destul de multe zone de sat, sate și zone de munte, de deal, unde e mai complicat puțin. Cred că ar trebui pe viitor și nu cred, e decis la noi să ne îndreptăm foarte mult spre mediul școlar. Mm-hmm. Pentru că noi cred că vom obține rezultate în momentul în care copiii noștri și din fragedă pruncie înțeleg că asta este o activitate care trebuie să o facă așa, zilnic și în, cum să zic, în obișnuință. Ei vor fi promotorii noștri. Exact, deci, îl vor trage de mânecă și viitor, părinții și viitor, bunicii cu siguranță. Da, pe viitor, acum a început și școala, o să ne îndreptăm spre zona asta să mai facem câteva acțiuni acolo. Foarte bine, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care le-ați adus telespectatorilor noștri. Vă mai așteptăm, că mai avem foarte multe de discutat despre acest domeniu destul de complicat, așa cum spuneam puțin mai devreme. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!